Inima. Pe parcursul unui an, inima umană pompează suficient sânge cât să umple un bazin olimpic, adică peste 2 milioane de litri. Inima poate bate și în afara corpului uman, după cum au dovedit oamenii de știință. Inima bate de peste 3 miliarde de ori în timpul unei vieți cu durată medie. Bolile de inimă nu sunt apanajul omului modern. Cea mai veche cauză cunoscută a bolilor de inimă a fost detectată la o mumie egipteană care avea 3500 de ani. Creierul. Creierul uman este computerul suprem. Capacitatea de stocare a creierului este nelimitată deoarece creierul este format din 86 de miliarde de neuroni, iar acești neuroni formează conexiuni cu alții, astfel că se ajunge la un total de 1000 de trilioane de neuroni. Informațiile călătoresc către creier cu o viteză de peste 300 de km pe oră. Uneori, creierul este mai activ noaptea în somn. Un fapt amuzant și ciudat despre creierul uman este legat de proporția de grăsime, care depășește 60%, cam grăsuț. Pielea. Pielea umană se regenerează la fiecare 28 de zile, iar pe parcursul unei vieți scăpăm de aproape 40 de kilograme de piele. Totodată, pielea găzduiește peste 1000 de tipuri de bacterii. Nu ficatul, nici creierul, ci pielea este cel mai mare organ al omului. Pielea contribuie la aproximativ 15% din greutatea corporală a oamenilor. În doar 10 cm pătrați de piele, poți găsi peste 18 milioane de celule, peste 110 metri de nervi, mai mult de 2000 de terminații nervoase, 1000 de glande sudoripare, 1,5 milioane de pori și peste 24 de metri de vase sanguine. Plămânii. O ciudățenie legată de corpul uman este că plămânii noștri sunt singurele organe care plutesc pe apă. Acest lucru se datorează faptului că plămânii noștri conțin 300 de milioane de structuri asemănătoare unor baloane, cunoscute sub numele de alveole. Cea mai mare curiozitate legată de plămâni este că aceștia nu au fix aceeași mărime. Pentru a găzdui inima, plămânul drept este mai mare decât plămânul stâng. De obicei, plămânul drept cântărește aproximativ 625 de grame, iar cel stâng 567. Mușchii. Cuvântul mușchi provine din termenul latin care înseamnă șoricel. Vechii romani credeau că mușchii flexați ai bicepșilor au un șoricel înăuntru. S-ar putea să fiți surprins să aflați că cel mai puternic mușchi din corpul uman este maseter, adică mușchiul fălcii de jos. El poate dezvolta peste 400 de kilograme ca forță. Foarte puternici sunt și mușchii ochiului. În doar 10 minute de lectură aceștia fac 1000 de flexiuni. E bine să știți că fiecare mușchi din corp este extrem de important. Pentru un singur pas pe care omul îl face, se pun în funcțiune peste 200 de mușchi. Tot la categoria mușchi, bicepsul culturiștilor poate ajunge la un diametru de 70 de centimetri, așa cum a demonstrat un egiptean supranumit Big Mo, care a intrat în cartea recordurilor.